caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta ta și o desăvârșește pe ea. Sfinte Dumnezeule, cheers.
de mor, care îi îngrăbățește sau îi și apre în ziua în care Dumnezeu vindecă prin Iisus Hristos, după Evanghelia mea, cele ascunse ale oamenilor. Fraților, prorocii prin credință au murit în brațe, au făcut dreptate, au dobândit tăgăduințele, au scumat gurile lor, au stins putere focului, au scăpat de ascunse susanii, s-au cucărnicii din slăgeri, au făcut tare război, au întors taberele vrăjmașilor pe fugă. Unii din ei și-au luat pe morților înviați, iar alții au fost chinuiți, neprimind izbăvirea ca să nu dobândească mai bune înviere. Alții au suferit băjocuri și bici, ba chiar lanțuri și închisoare, au fost uciși cu pietre, au fost puși la cazne, au fost tăiați cu ferestreu, au murit uciși cu sabie, au fericit în pei de oaie și în pei de capre, lipsiți prin toraș, le-au primit, ei de care lumea nu era vrednică, au rădăcit în pustii și în munci, și în pești, și în crăpădurile pământului. Și toți aceștia, mărturisind fiind prin credință, au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea. Deci ei și noi avem prin Duhul nostru atâta lor, eu